Peste 20 de elevi din județul Hunedoara, absolvenții ai gimnaziului, au rămas nerepartizați în urma primei etape de admitere la liceu. Vineri, în 28 iulie, Inspectoratul Școlar a publicat locurile rămase libere după prima etapă, iar cererile pentru cea de-a doua etapă de admitere se depun în perioada 7-9 august, conform calendarului oficial. Indiferent de mediile pe care aceștia le-au obținut la evaluarea națională, elevii vor ajunge să studieze la una dintre unitățile de învățământ liceal ori profesional din județ. În urma repartizării computerizate din prima etapă, au rămas nerepartizați 24 de candidați în județul Hunedoara. La acești candidați, pentru a doua etapă, care a început în 28 iulie, prin afișarea locurilor vacante, deci, după cum am spus, la cei 24 de candidați se mai adaugă candidații care sunt absolvenți de clasa a 8-a și care au participat la examenele de corigență, care nu au susținut evaluarea națională și care vor fi repartizați în a doua etapă de admitere. Cererile pentru a doua etapă pot fi depuse de cei care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, precum și de candidații care au fost respinși la licee. De asemenea, aici intră și elevii care nu au susținut evaluarea națională. În data de 31 iulie are loc înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini, pentru că avem locuri vacante și la liceele vocaționale, la Prislop, la Matei Corvin, la clasă de fotbal, respectiv la Liceul de Arte Sigismond Toduță, la profil arhitectură. În 1-2 august au loc probele de aptitudini, respectiv și cele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, pentru școlile cu predare în limbile minorităților, vorbim de Colegiul Național de Cebal Deva, unde este un loc la clasa de științe ale naturii cu predare în limba germană, și de Liceul Teoretic Teclaș Gabor cu predare în limba maghiară, unde sunt locuri la turism și alimentație, respectiv științe ale naturii. În perioada 7-9 august, elevii trebuie să își depună cererile la Centrul Special de Admitere, adică la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, urmând ca în zilele de 10 și 11 august, la sediul Inspectoratului, să se realizeze repartizarea candidaților din cea de-a doua etapă. Potrivit reprezentanților Inspectoratului, niciun elev nu va rămâne nerepartizat, chiar dacă nu va ajunge, poate, la liceul mult visat.